doar un punct singular în istorie, ci este un proces constant care trebuie ca în fiecare zi să fie aplicat. Tendința noastră naturală, tendința noastră firească este să ne depărtăm de Dumnezeu. Ca tare este nevoie ca în mod constant să fim aduși din nou pe calea cea bună, să fim reformați, să fim forțați, dacă este nevoie, să ne încadrăm pe calea cea bună. Această tendință noastră de a ne depărta de Dumnezeu, împreună cu inima noastră idolatră, lucrează într-o conspirație întunecată care vrea cu orice preț să ne depărteze de Dumnezeu în așa fel încât nici măcar să nu ne mai putem găsi calea înapoi. Scopul nostru, ca și indiviz și ca și biserică, ar trebui să fie unul singur. Ar trebui să avem un scop singular pentru care trăim și un scop singular pentru care existăm ca și biserică. Este enervant ca să vezi biserice din ziua de astăzi cum încearcă ca să studieze piața într-un fel și să se uite în jurul lor și să vadă demograficul din jurul lor și să vadă felul în care ei trebuie să fie relevanți ca să aibă un motiv, ca să aibă un scop, ca să aibă un plan de acțiune care să fie relevant pentru ce este în jurul lor și pur și simplu nu înțeleg că scopul bisericii și scopul credinciosului este definit deja de Scriptură și este unul singur. Catechismul de la Westminster, care este un document extraordinar de bun și cred că este tradus și în limba română, definește scopul suprem a omului în felul următor. Vă recomand să-l căutați pe internet. Internetul poate fi folosit la tot felul de lucruri minunate, nu doar la prostii. Să-l căutați pe internet, să-l downloadați și să-l citiți. Mai bine ar fi să-l memorăm. Definește scopul suprem a bisericii și a individului în felul următor. Scopul suprem al omului este să îl slăvească pe Dumnezeu și să se bucure veșnic în El. Ăsta este scopul nostru, asta ne spune Biblia că este scopul nostru, scopul bisericii, scopul universului. Scopul existenței este ca Dumnezeu ca să fie glorificat și ca copiii Lui să fie împliniți în prezența Lui și în persoana Lui. Sunt oameni care fac bani grei, scriind cărți și făcând filosofie despre care este scopul vieții. Cum să îți descoperi scopul vieții tale. Răspunsul corect este unul singur. Slăvindu-L pe Dumnezeu și găsindu-ți bucuria în El în mod veșnic. Noi în mod constant ne depărtăm și ne ascundem de Dumnezeu. Ne depărtăm și ne ascundem de acest scop. Și ce este mai grav pentru noi cei care suntem pocăiți, între ghilimele, ce este mai grav este că facem acest lucru și îl facem în numele religiei și spiritualității. Suntem prea isteți și suntem prea mândri și prea șiretici să ne dezicem în mod pe față și direct de Dumnezeu. Să ne întoarcem spatele de la El și să spunem, nu mai vreau să am nimic de a face cu Tine, Doamne. Dar avem și noi metodele noastre. Avem și noi obiceiurile noastre. Avem și noi devierile noastre prin care putem pas cu pas să modificăm religia, biserica, spiritualitatea în așa fel încât până la urmă ele nu mai au nici o legătură cu Dumnezeu în care putem să venim la biserică, putem ca să mergem la întâlniri religioase și nu mai avem nicio treabă cu Dumnezeu. Nu mai simțim povara păcatului, nu mai simțim convingerea faptului că suntem păcătoși, nu mai simțim mustrarea Duhului, nu mai simțim urletul lui Dumnezeu care spune că ne va condamna pentru că Dumnezeu nu mai este prezent acolo. Pe fațada clădirii scrie biserica cu tare sau cultul cu tare. Dar am deviat, am deformat în așa fel, isteți și șiretic, încât nu mai avem nicio legătură cu Dumnezeu. Vorbim despre Dumnezeu, cântăm despre Dumnezeu, dar în subsol, în adânc,
La rădăcină este înțeles în mod subtil între toți care sunt acolo. Astea sunt doar cuvinte și doar tradiții și doar spuse și nu există nicio putere și nu există nicio realitate și nu există prezența Duhului. Aici, dacă ești necredincios, aici, dacă vrei să fugi de Dumnezeu, poți să o faci și să rămâi român și creștin și cult și un om modern și ce vrei tu. Nu aici. Aici fiind, nu aici. Am mai fost atenționat când vorbesc despre problemele acestea generale, în ceea ce înseamnă scena evanghelică, să specific că vorbesc în mod abstract când zic aici. Să ferească Domnul să fie locul acesta, un loc în care poți să vii ca să evadezi din fața lui Dumnezeu. În Ieremia 2 se pune problema foarte apt, în versetul 13. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Noi nu doar că ne depărtăm de Dumnezeu, dar îl înlocuim cu substitute ușoare. Lucruri care noi credem că seamănă suficient de mult cu Dumnezeu. Forme, idol, religie și așa mai departe. Substitute ușoare care sunt fără putere. Înțelegem că n-au nicio putere pentru că nu sunt adevărate, dar sunt și fără pretenții. Idolul tău, religia creată de tine, Dumnezeul care nu este conform Scripturii și este conform gândurilor tale, nu are nicio pretenție de la tine decât ceea ce tu vrei. Dumnezeul cel viu are legea lui și standardul lui și are pretenții sfinte de la tine. Și nu-l interesează că ție nu-ți place și tu nu vrei. Legea lui este da și amin, indiferent dacă tu vrei sau nu vrei. Legea religiozității, legea idolului tău, este legea ta. Pretențiile lui sunt dorințele tale. În Isaia 29, Dumnezeu pune problema în felul acesta. Domnul zice, când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Ne prefacem doar că ne este teamă de Dumnezeu. Venim, predicăm, cântăm, plângem, ne rugăm, unii tremură. Ne prefacem că ne este frică de un Dumnezeu viu și după aia ieșim pe ușe și nu facem altceva decât ceea ce am făcut înainte ca să venim la biserică. Am mințit înainte să venim, mințim când plecăm. Am furat înainte să venim, furăm când plecăm. Am curvit înainte să venim, curvim când plecăm. Dar avem o formă de frică. Am avut ora în care ne-am temut de Dumnezeu. Am împlinit cota de frică față de Dumnezeu după datina omenească care ne-am creat-o, care spune că trebuie să te duci miercuri și duminică și duminică seara și să tremuri de frică în fața de Dumnezeu și după aia poți să faci ce vrei. Inima noastră însă este departe și cinstim cu buzele noastre și cu gura noastră, dar nu este decât o învățătură de datină omenească. Pavel, vorbind despre halul în care va ajunge biserica, îl avertizează pe Timotei, tânărul păstor, copilul lui în credință și în 2 Timotei, capitolul 3, îi spune în felul următor. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și acum atenție, pentru că totdeauna textul acesta este interpretat ca și fiind ei cei de afară. Dar nu este așa. Dar și ei sunt așa. Dar uitați ce spune Pavel. Având doar o formă de evlavie. Oamenii de afară nici nu vreau să aibă o formă de evlavie. Ăstea sunt oameni religioși.
Ăștia, spune Pavel Timoteie, ăștia sunt cei care vor veni și vor cere membralitatea. Nu sunt cei care sunt afară, ăștia sunt cei care vor sta în bancă. Ăștia sunt cei care vin duminică de duminică, care au o formă de evlavie, care au o datină omenească, dar nu au frică de Dumnezeu. Pentru că sunt așa cum sunt. Sunt hulitori. Sunt iubitori de sine. Dar vor să aibă o formă de evlavie. Vor să se considere oameni religioși. Vor să fie creștini. Vor să fie baptiști sau penticostali sau creștini după Evanghelie. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cum? Cum tăgăduiesc ei această putere a lui Dumnezeu? Pentru că nu cred și pentru că trăiesc în halul în care trăiesc. Depărtează-te de oamenii aceștia. La rădăcina fariseismului, de care ne batem pe fiecare pagină și la fiecare colț în călătoria noastră de duminică dimineață prin Evanghelia după Ioan, este dorința demonică de a abandona pe Dumnezeu fără a părăsi religiozitatea. Este o ipocrizie cumplită în care omul vrea să întoarcă spatele lui Dumnezeu, dar nu vrea să întoarcă spatele religiei lui. Vrea să fie un om fără Dumnezeu, dar să nu fie un om despre care să spune că este fără Dumnezeu. Vrea să fie al dracului, dar să fie gândit ca un om care este al lui Dumnezeu. Vrea să fie demonic, dar lumea să zică despre el că este sfânt. Farisei exact asta vreau să facă. Aveau legile lor, aveau învățătura lor. Negau adevărul lui Dumnezeu, dar erau dispuși să facă aproape orice ca cei din jur să spună despre ei că sunt oameni al lui Dumnezeu. Și Hristos îi dă pe față de fiecare dată și spune: voi sunteți ai tatălui vostru Satana. Voi nu aveți nicio treabă cu Dumnezeu. Nu contează că conduceți sinagogile. Nu contează că sunteți cei mai bine văzuți oameni religioși din Norod. Voi sunteți ai Satanei. Religia pentru voi și sinagoga și biserica nu este doar o metodă prin care ca să umpli o nevoie personală, egoistă a ta, ca să te simți că ești un om bun și religios. Și Isaia tratează exact această problemă în cadrul poporului. După ce Isaia, am văzut în capitolele care le-am studiat împreună până acum, în cele anterioare, după ce Isaia acuză națiunile, după ce Isaia acuză idolii și le spune că sunt fără putere și îi provoacă ca să vină și să facă ceva, orice spune Isaia, orice spune Dumnezeu prin Isaia, faceți ceva, faceți un semn idolilor ca să vedem că sunteți vii. Isaia se întoarce și arată cu degetul și acuză poporul lui Dumnezeu. Și strigă în felul următor: ascultați surzilor, priviți orbilor și vedeți. Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca mesagerul pe care l-am trimis? Cine este orb ca cel dedicat mie, orb ca robul Domnului? Vezi multe lucruri, dar nu le iei în seamă. Auzi bine, dar nu asculți cu adevărat. Isaia și Dumnezeu prin el nu amestecă cuvinte, nu le îndulcește. Le spune pe față, arată cu degetul și spune: națiunile sunt departe de Dumnezeu, idolii sunt nimicuri și voi ați ajuns să fiți la fel. Sunteți niște surzi și niște orbi. Voi care ar trebui să fiți mesagerii lui Dumnezeu, voi care ar trebui să ridicați steagul lui Dumnezeu în lumea aceasta, voi de fapt nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Imaginați-vă o predică, nu aici la Sfânta Treime, altundeva, care să înceapă cu ascultați surzilor și priviți orbilor ca introducere. La câte evanghelizări în acea biserică crezi că mai va fi invitat predicatorul acela? Zero. Ce anume este problema? Care este mai exact păcatul lor? Sunt multe și am putea să privim prin cartea Isaia și să detaliem felul în care, în mod specific, poporul lui Dumnezeu
L-a abandonat pe Dumnezeu și s-a îndepărtat de Dumnezeu, dar pe scurt Isaia ne prezintă problema, rădăcina problemei în versetul 21 și în versetul 22. Domnul a dorit în numele dreptății sale să-și înalțe legea și să o facă glorioasă. Adică să fie văzută ca și glorioasă. Legea este sfântă, este glorioasă. Dumnezeu este slavă. Dar a vrut prin poporul său să ridice o lege, un standard, un popor care să arate legea lui și dreptatea lui ca și fiind glorioasă. Dar acest popor este prădat și jefuit. Prinși în capcană, în gropi sunt cu toții și ascunși în temnițe. Au devenit o pradă pe care nu este nimeni să o scape. Ceva de jefuit despre care nimeni nu zice, dă-l înapoi. Telegrafic, problema este faptul că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu, care trebuie să arate slava lui Dumnezeu, să împlinească menirea lor de a arăta slava lui Dumnezeu și de a se bucura în Dumnezeu, să arate lumii bucuria și frumusețea vieții trăite pentru slava lui Dumnezeu, sub legea cuvântului lui Dumnezeu, și ei au falimentat total. Nu e nici prima dată, nu va fi nici ultima dată. Ei trăiesc în așa fel încât cei din jur se uită la ei și spun: dacă voi sunteți standardul slavei lui Dumnezeu, nu vreau să am nicio treabă cu un asemenea Dumnezeu. Dacă asta înseamnă să te bucuri în Dumnezeu, eu nu vreau bucuria asta, că voi sunteți vos umflați tot timpul. Când întrebă credincios, frate, cum ești? Băi, frate, fai, nu știu cum să-ți spun. De ce aș vrea să fiu ca tine? Când mă duc pe drum, la 2 noaptea și opresc pe un tânăr care a tras ceva pe nas și îl întreb: băi, băiete, cum ești? Sunt super! Păi aș vrea să fiu ca el! Nu ca tine? Sau ca mine? Și îl întreb: măi, tu de ce ești așa? De acum am venit de la club și am băut și am dansat și mă simt bine, mă simt plin de viață. Și întrebă credincios: băi, tu de ce ești așa bosunflat și supărat? Pentru că eu am deplină bucurie în Dumnezeu. Înțelegeți problema? Ei trăiau în așa fel. În păcate, negând legea lui Dumnezeu, dar problema cea mai mare că pentru ei și pentru noi este că absolut tot ceea ce făceau, ce gândeau, cum se comportau, nu împlineau scopul suprem, care este să aducă slavă lui Dumnezeu și să-ți găsească bucuria în El. Au falimentat total. Cum au falimentat? Adică nu era bună oare teologia lor? Oare predicatorii lor nu erau destul de versați? Sau poate închinarea lor nu era destul de bună? Poate liturgia lor nu era suficient de bună și avea greșeli și erori? Și evident că cu siguranță aveau și asemenea probleme. Dar versetul 20 punctează și ne spune foarte clar care este problema, cum au falimentat. Și anume: vezi multe lucruri, dar nu le iei în seamă. Auzi bine, dar nu asculți cu adevărat. Altfel spus, auzi, cunoști, dar nu faci. Simplu. Auzi bine, vezi bine, mergi la biserică, ți se predică bine, se cântă bine, bine, mai ne încurcăm așa, că cântăm fără acompaniament. Dar versurile sunt bune, auzi bine, dar nu faci. Nu trăiești bine. Nu gândești bine, nu simți bine. Vorbești despre dragoste, dar nu vă iubiți. Predicați despre dreptate, dar sunteți niște mincinoși. Învățați despre iertare, dar nu vă iertați unii pe alții. Cântați despre bunătate, dar sunteți niște zgârciți. Auzi bine, dar nu faci. Nu trăiești cum ar trebui să trăiești. Aveți doar o formă de evlavie. Dacă cineva ar privi la ce spuneți și la ce faceți, ar înțelege și ar vedea clar că nu sunteți în conformitate cu ceea ce proclamați. Vă condamnați singur și îl faceți pe Dumnezeu de rușine, pentru că deși nu sunteți ceea ce ar trebui ca să fiți, purtați în continuare numele Lui.
Deși ar trebui să trăiți pentru slava Lui și trăiți pentru slava proprie, deși ar trebui să aveți bucurie supremă în El și nu în lumea aceasta, deși sunteți niște supărați și niște mincinoși, niște păcătoși, când lumea te întreabă, tu a cui ești? Eu salut Dumnezeu. Îi faci numele și îi fac numele de rușine. Și cum poate atunci Dumnezeu să fie glorificat? Cele mai multe probleme de învățătură, cele mai multe erezii, nu pornesc în primul rând dintr-o gândire teologică greșită. Pornesc în primul rând dintr-o trăire greșită. Teologia se adaptează în timp să justifice felul nostru de a fi. Altfel spus, dacă suntem un faliment ca și biserică, nu este pentru că teologia noastră, pentru că învățătura noastră este greșită, este pentru că inimile noastre sunt greșite. În timp, vom compromite și învățătura noastră să țină pasul cu comportamentul nostru. Și este un cerc vicios. Trăim cum vrem. Trăim împotriva lui Dumnezeu, deși duminică de duminică se predică, se cântă bine și la un moment dat nu mai suportăm să auzim binele și compromitem învățătura să fie în conformitate cu traiul nostru. Și acum trăim cum vrem și predicăm cum vrem. Și acum nu mai este nicio șansă să ieșim din cercul vicios, pentru că facem ce vrem și să spunem la biserică că ce vrem este bine. Dar începutul a fost inima noastră greșită. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este neschimbător. Când pui mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, El îți spune alb pe negru ce e bine și ce e rău. Dacă astăzi avem tot felul de erezii care plutesc din amvoanele noastre, nu este pentru că undeva s-au scris niște cărți de mult, toate ereziile care s-ar putea predica și cineva le-a citit, le-a adoptat și a început să le predice. Este pentru că predicatorii s-au dus în amvoane, au predicat Evanghelia, au văzut că oamenii nu ascultă, mai mult de atâta îi scuipă în față și le spune, frate, dacă ne tot e așa, te concedăm. Și a doua duminică a zis, hai să iau mai dulce. Și a predicat un pic altfel, și după aia un pic altfel, și după aia un pic altfel. Și poporul le-a plăcut și biserica a crescut. Și fac ce vreau și păstorul le spune că fac bine și este un cerc vicios. Și Dumnezeu stă în cer și arată cu degetul și spune, este o formă de evlavie, lipsită de putere. Care este soluția? Cum să iese din acest cerc vicios? Isaia 43, versetul 1 și 2. Dar acum, așa vorbește Domnul, El care te-a creat, Iacove, El care te-a modelat, Israele, nu te teme, căci eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, ești al meu. Când vei trece prin ape, voi fi cu tine. Când vei trece prin râuri, ele nu te vor îneca. Iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars și flacăra nu te va mistui. Soluția lui Dumnezeu este una care este ancorată în două lucruri sigure, dar aparent opuse. În primul rând avem siguranța biruinței și în al doilea rând avem siguranța încercării. Siguranța biruinței este următoarea. Nu te teme, căci eu te-am răscumpărat. Te-am chemat pe nume și ești al meu. Răscumpărarea ta este una sigură. Biruința lui Dumnezeu pentru tine este una sigură. Și doi este siguranța încercării. Și aici nu mă refer la siguranța în încercare și siguranța faptului că vei fi încercat. Uitați ce spune. Când vei trece prin ape, nu dacă, când vei trece prin ape voi fi cu tine. Când vei trece prin râuri, ele nu te vor îneca. Iar când vei umbla prin foc, cu siguranță vei umbla prin foc. Este sigur că vei fi biruitor, poporul meu? Este la fel de sigur că te voi încerca, te voi băga prin cuptorul care te va curăța, te voi băga prin râul care te va spăla. Nu când, adică nu dacă și când, sigur se va întâmpla. Și soluția lui Dumnezeu este ancorată în aceste două lucruri sigure. Siguranța biruinței lui și siguranța încercării noastre. Dumnezeu vrea să ne asigure de faptul că El va face absolut totul necesar să ne păstreze pe calea Lui. Altfel spus,
Dumnezeu este reformatorul suprem. El în mod constant reformează biserica lui. El în mod constant încearcă biserica lui. El în mod constant o cârmuiește înapoi pe calea cea bună. Fie prin ape, fie prin foc, fie prin prosperitate. El reformează biserica și viețile celor din biserică în mod constant. Uitați versetul 42, capitolul 42 cu 25. De aceea a turnat peste ei văpaia mâniei lui și ferocitatea războiului. I-a înconjurat cu flăcări, dar tot n-au înțeles. I-a mistuit, dar tot n-au luat în seamă. Și după aia în Isaia 43, 1 cu 2 spune, dar acum, deci în 42 vedem ce a făcut Dumnezeu. I-a băgat deja prin foc, i-a băgat deja prin război, i-a băgat deja prin ape. Și acum spune, uitați, acum așa vorbește Domnul. Cum adică? L-a trecut? I-a trecut deja? Sau urmează să-i treacă deja? Răspunsul este ambele. Dumnezeu ne-a trecut prin încercare. Dumnezeu ne-a curățat prin foc și prin apă. Iar noi am deviat din nou. Noi iară ne-am depărtat de El. Și El vine și ne spune, nu te teme. Nu te teme pentru că Dumnezeu te va trece din nou prin foc când este nevoie. Te va trece din nou prin ape când este nevoie. Dumnezeu te va apăsa din nou, te va corecta din nou, te va pedepsi din nou până când vei împlini menirea supremă a vieții tale. Până când vei slăvi pe Dumnezeu cu viața ta și vei găsi bucuria ta supremă în El. Și asta este o veste minunată. Pentru că ar lăsa, ar putea să te lasă să te depărtești, să rătăcești departe de fața Lui. Dar El spune, nu te teme. Biruința este sigură și încercarea necesară ca să te curețe este la fel de sigură. Știți până unde merge această preocupare, această obsesie a Lui Dumnezeu față de noi? Priviți ce spune Dumnezeu. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Cuș și Sebia în schimbul tău. Voi da oameni pentru tine și neamuri în schimbul vieții tale. Dumnezeu promite că El va muta chiar și istoria, chiar piesele de pe tabla de șah al istoriei vor fi mutate Dumnezeu pentru a îndeplini scopul Lui suprem cu poporul Său ales. Dacă e nevoie ca să ne ducă în exil sau în robie, o va face. Dacă e nevoie să ne libereze de acolo și să nimicească pe cei care ne asupresc, o va face. Altfel spus, ca să punem în termeni care noi să înțelegem, comunismul a fost un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru a rafina biserica lui și prosperitatea și democrația este un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru a rafina biserica lui. Dacă în vremea comunismului au fost cei care au ieșit din biserică pentru că n-au putut să plătească prețul. Slujitori chiar, păstori chiar care și-au întors spatele și a zis eu nu-mi pierd viața și nu o să zac în pușcărie pentru Evanghelia aceasta. Și au fost scoși afară prin acest foc. Astăzi sunt păstori, evangheliști și oameni care zic acum sunt în libertate. De ce să-mi pierd viața în biserică când pot să trăiesc în libertate? Când pot să am belșug și destrăbălare? De ce se întâmplă? Fie printr-un instrument, fie prin alt instrument, Dumnezeu reformează și rafinează biserica Lui. Nu cea instituțională, nu cea cultică, nu cea cu catedrale sau cu tot felul de... ci cea adevărată. Credincioșii adevărați sunt rafinați prin focul și apele prin care îi trece Dumnezeu. Sau prin belșugul și binecuvântarea prin care îi trece Dumnezeu. Știți de ce? De ce face El toate lucrurile acestea? Versetul 4. Pentru că ești prețios în ochii mei și onorat și pentru că te iubesc, versetul 7, pe toți cei ce poartă numele meu, pe cei pe care i-am creat pentru slava mea, pe cei care i-am modelat și i-am făcut. Întrebarea este... dar oare asta este cauza supremă? Astăzi cam asta se predică.
Dumnezeu este gata să mute cerul și pământul pentru că El te iubește așa de mult și nu poate trăi fără tine. Este pe jumătate adevărat. Dumnezeu te iubește extraordinar de mult. Dumnezeu, în schimb, n-are nevoie de tine și n-are nevoie de mine. Care este cauza supremă? Ce anume motivează dragostea lui Dumnezeu? În ce este ea ancorată? Este foarte important să înțelegi de ce te iubește cineva și de ce iubești pe cineva. De ce îți iubești soția? De ce te iubește pe tine? Este important să înțelegi lucrul acesta, pentru că dacă lucrul acela devine nesigur, dacă lucrul acela este schimbător, te trezești că dintr-o relație de dragoste totul se destramă. Pentru că ți-ai iubit soția pentru un motiv, când acel motiv nu mai este valabil, nu mai ai motiv să o iubești, nu? Și la fel ea pentru tine. Ea te-a iubit pentru că ești frumos, pentru că ești bogat, pentru că scrii poezii. Când nu mai ești frumos sau bogat, rămân poeziile. Și calculează. Și zici, măi, poeziile sunt frumoase, dar e greu în lumea asta. În ce este ancorată dragostea lui Dumnezeu față de noi? În niciun caz, ea nu poate fi ancorată în meritul nostru. Pentru că o dragoste bazată pe meritul nostru ca și oameni nu ne-ar prezenta nicio garanție. Chiar dacă cândva în viața noastră a fost un moment în care am sclipit, în care am meritat, în care am fost buni, dacă am privit la viața noastră cât de schimbătoare este și cât de răi suntem, o dragoste care este ancorată față de noi în meritul nostru nu prezintă nicio garanție. Și la fel cum soția care te iubește pentru bani și pentru frumusețea ta nu te mai iubește când ești sărac și urât, un Dumnezeu care te-ar iubi pentru că ești frumos și bun, mâine nu mai are niciun motiv să te iubească. Pentru că mâine, nu mâine, peste o secundă, vei fi din nou urât și rău și păcătos. Cum ai fost din naștere, păcătos și urât și împotrivitor lui Dumnezeu. Este nevoie de o ancoră mai puternică, este nevoie de o motivație mai sigură. Pavel prezintă poate cel mai lucid această ancoră în Efeseni 1, de la 3 la 6. Pavel spune felul următor. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui. În dragoste, El ne-a predestinat pentru înfiere prin Iisus Hristos. Deci în dragoste, El ne-a iubit. Dar acum să privim ancora, pentru că dacă asta este ancora, atunci în mod natural mergem și spunem, ne-a iubit pentru că noi. Noi suntem ancora. De-aia ne-a iubit. De-aia ne-a ales. De-aia L-a jertfit pe Fiul. Pentru că noi. Dar Pavel nu spune asta. Și spune, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a arătat cu bunătate în prea iubitul Lui. Altfel spus, scopul suprem al lui Dumnezeu este slava lui Dumnezeu. Și scopul nostru este să fim martori acestei slave măreți. Este să fim martori care privesc slava lui Dumnezeu și să fim martori care răspândesc slava lui Dumnezeu. Dacă scopul meu suprem este ca să mă minunez de slava lui Dumnezeu, cu siguranță scopul suprem al lui Dumnezeu, care este infinit mai mare și mai valoros ca și mine, nu poate să fie ca să minuneze de slava mea. Este ilogic. Dacă eu am ca și scop suprem slava Lui, El nu poate avea ca și scop suprem ceva inferior Lui. Ca atare, El când privește la mine, dragostea Lui pentru mine nu se regăsește, nu este ancorată în mine, ci în El. Scopul Lui este să se proslăvească pe El și pentru că vrea să se proslăvească pe El cu orice preț, te-a iubit pe tine. Și scopul meu, și scopul tău, și scopul bisericii este să fim martori acestei dragoste ancorate în slava Lui. Martori care să privească slava
și martori care să o răspândească și să o reflecte în această lume. Și Isaia ne arată lucrul acesta într-un mod foarte minunat în versetul 10 și 11. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Voi și robul meu pe care l-am ales ca să cunoașteți, să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înaintea mea nu a fost modelat niciun Dumnezeu și nici după mine nu va fi niciun Dumnezeu. Eu sunt Domnul și în afară de mine nu este. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi, martorii Lui, este ancorată în zelul Său suprem pentru slava Sa. Și nu în meritul nostru, sau mai bine spus, în absența noastră de merit. Și asta este o veste minunată pentru mine și pentru tine. Pentru că meritul nostru și în cea mai bună zi a mea este infirm. Este zero. În schimb, slava lui Dumnezeu și gelozia Lui și zelul Lui pentru slava Lui este infinită. Este o sursă de dragoste și de putere care nu poate fi consumată. Este diferența, dacă vreți să vă gândiți, între o flacără care o pornești tu și o alimentezi tu mergând în pădure și aducând lemne cu puterea ta, sau flacăra care este cerul de pe, care este soarele de pe cer, care este o sursă aproape infinită de putere și de energie care se consumă în mod constant, să emane lumină pentru tine. Asta este diferența. Flacăra care tu o poți produce și flacăra care este soarele de pe cer. Și asta încă este o comparație palidă. Pentru că soarele de pe cer va dispărea într-o zi. Se va consuma într-o zi. Dumnezeu însă este infinit și slava Lui este infinită și dragostea Lui care este ancorată în slava Lui. Dragostea Lui pentru sine și dragostea Lui pentru tine este infinită. Asta este cea mai minunată veste pentru tine. Meritul slavei Sale este infinit de mare, ca tare dragostea Lui pentru mine și pentru tine, care este bazat pe acel merit, este infinit de mare. În concluzie, vreau să vă las cu ceea ce am început. Și anume, cu această lozincă, această zicală a reformatorilor, Ecclesia Semper Reformanda. Adică biserica și viețile noastre, ca și membri și mădulare în ea, trebuie în mod constant să fie reformate, să fim readuși în conformitate cu voia lui Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că doar așa, doar trecând prin focul încercării, doar trecând prin pedeapsa care ne corectează, doar trecând prin apele care ne spală, doar așa vom putea împlini și trăi scopul nostru suprem, și anume ca să slăvim pe un Dumnezeu infinit de valoros și ca să ne bucurăm pentru El, pentru o eternitate. Să ne ajute Dumnezeu ca să împlinim acest lucru și știm, pentru că El ne iubește așa de mult și pentru slava numelui Său, El va face acest cuvânt să devină o realitate în viața noastră. Amin? Amin. Amin.